Bine v-am regăsit la o nouă ediție a știrilor Exprim TV. Motoul zilei de astăzi vine de la Henry Ford. Înainte de orice altceva, pregătirea de sine este secretul succesului. Jumătatea de sud a țării și Moldova se află începând de astăzi, de la orele 12 până mâine la aceeași oră, sub cod galben de ninsori abundente, intensificări ale vântului și viscol, potrivit unei atenționări emise ieri de Administrația Națională de Meteorologie. Cantitățile de precipitații vor depăși local 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat în sud-est 25-30 de litri pe metru pătrat. Trecem acum în revistă și principalele titluri pe care le găsiți astăzi pe unuasic.ro. Aflăm astfel că guvernul a inițiat un act normativ prin care vrea să unifice într-o singură instituție comisiile de supraveghere a asigurărilor, a pensiilor private și a pieței de capital. Așadar, atribuțiile și tot personalul CNVM, CSA și CSSPP ar fi preluate până cel târziu în luna martie anului viitor de către o nouă instituție, Autoritatea de Supraveghere Financiară. În primele 9 luni ale acestui an au fost avizate 3100 de dosare de daună pentru vătămări corporale și deces, în scădere cu 6% față de aceeași perioadă anului trecut. Totuși, valoarea despăgubirilor plătite de asigurători în aceste cazuri s-a majorat cu 46%, ajungând la peste 246 de milioane de lei, indică datele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Aurelia Crista, director general al PAID, a fost aleasă în funcția de deputat de Cluj, câștigând colegiul 3 Cluj-Napoca din Camera Deputaților cu 48,42% din voturi. De asemenea, avocatul Daniel Florea, cunoscut specialiștilor din piața de asigurări, a fost ales deputat de Călăraș, câștigând colegiul 1 cu 57,89% din voturi. Ambii au candidat din partea USL. Atât scăderea bruscă a temperaturilor anunțată de autorități pentru următoarele zile, cât și ninsorile abundente ar putea cauza importante pagube materiale proprietăților românilor. În acest context ne amintim din nou cât de utilă poate fi o poliță de asigurare de locuință. Lângă mine este Oleg Doronceanu, care ne va spune care sunt principalele probleme cauzate de frig și de ninsori, care pot fi însă rezolvate printr-o poliță de asigurare a locuinței. Din experiența anilor trecuți, ninsorile abundente cât și scăderea bruscă a temperaturilor au cauzat foarte multe probleme și daune locuințelor românilor, iar companiile de asigurare au plătit în anul precedent foarte multe daune pentru aceste riscuri, astfel dovedind utilitatea încheierii unei polițe de asigurare care nu ne costă mult, însă ne poate scăpa de niște griji și niște probleme destul de mari, zic eu, în această perioadă. Evident că greutatea stratului de zăpadă, înghețarea țevilor din conducte sunt printre cele mai frecvente riscuri care pot să apară în această perioadă. Și în urma unei analize pe care noi am făcut-o, analizând ofertele companiilor de asigurare, în polițele standard de asigurare facultativă a locuinței sunt incluse riscurile precum greutatea stratului de zăpadă și înghețarea apei în conducte urmare a înghețului. Trebuie doar să știm că în momentul în care cumpărăm o poliță de asigurare facultativă, trebuie să citim cu atenție clauzele și condițiile trecute în această poliță, pentru că unele riscuri nu sunt acoperite, nu sunt despăgubite de către asigurător dacă au survenit ca urmare a neglijenței asiguratului sau a greșelilor de proiectare a lucrării. Și aici vorbesc despre înghețul apei în conducte ca urmare a gerului. Nu încheiem ediția de astăzi fără a vă invita să urmăriți de la 13:30 de minute Radio France International. Având în vedere creșterea de la un an la altul a despăgubirilor pentru daune morale în urma accidentelor de vehicule, Fondul de Protecție a Victimelor Străzii a lansat un ghid specializat, bazat pe o culegere de jurisprudență din România și pe practica europeană în domeniu. Despre importanța și rolul acestei lucrări în contextul pieței de asigurări din România, precum și despre situația actuală a despăgubirilor pentru vătămări corporale și deces în urma accidentelor rutiere, vor vorbi astăzi în cadrul emisiunii Ora de Risc, Sorin Greceanu, director general al fondului, Mihai Necrelescu, director oficiul juridic al fondului și Mihai Crăcea, editor publicațiile Exprim. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă urez să aveți o zi frumoasă și mâine vă așteaptă colega mea, Camelia.